Ședința Curții de Apel Chișinău, la care urma să fie examinat recursul privind arestarea Marinei Tauber, a fost amânată pentru că deputata nu a fost escortată din penitenciar. Am încercat să aflăm de ce Mariana Tauber nu a fost escortată la ședință, însă purtătorul de cuvânt al Curții de Apel nu ne-a răspuns la apeluri. Totodată, avocații deputatei au depus prealabil și cerere de amânare pentru a prezenta probe noi. Tauber era așteptată în fața Curții de Apel de membrii și simpatizanții ai partidului politic SOR, care au ținut discursuri înflăcărate adresate guvernării. Victorie! 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 Zeci de simpatizanți ai partidului politic SOR, însoțiți de membrii și deputați, au venit în fața curții în semn de susținere pentru Marina Tauber, dar și pentru a-și arăta supărarea pentru arestarea ei. Magistrații urmau să examineze recursul avocaților care au contestat plasarea deputatei în arest pentru 30 de zile. Au fost expuse și machete din carton ce reprezentau pe Maia Sandu, Sergiu Litvinenko și Dumitru Robu, pe care fuseseră lipite mesaje discriminatorii. Demisia! Potrivit procurorilor, ședința însă a fost amânată pentru că nu a fost asigurată prezența Marinei Tauber. La fel au declarat și avocații, care au depus și o cerere de amânare, timp în care vor prezenta probe noi, spun ei. Procurorul nu a dus învinuită și nu a dat dispoziția privind, nu a asigurat prezența învinuitei în fața instanței de recurs. Când a fost amânat? De luni la orele 13. Ați spus că aveți probe noi de prezentat. Da, noi ați prezentat probele noi luni la orele 12:30. În fața Curții de Apel Chișinău. Între timp, colegii de partid afirmă că Tauber are parte de condiții proaste de detenție și adună semnături pentru a le prezenta magistraților drept garanții personale, doar ca aceasta să fie liberată. Au semnat pentru asta și deputați din blocul comuniștilor și socialiștilor. Мы были у Марины Таубер, мы каждый день её посещаем, разговариваем, она передаёт всем привет и надеется на то, что называется правовым государством. Пишем гарантийное письмо, чтобы ее хотя бы выпустили под домашний арест, под гарантии нас как депутатов. Вы ответите всем на тот депутат коммунист? Да, я думаю, что да. Мы с ними не обсуждали такую возможность. Мне предложили сейчас подписать, я подписала. Acum 5 zile, deputata partidului politic SOR, Marina Tauber, a fost plasată în penitenciarul 13 pe un termen de 30 de zile la decizia judecătoriei Chișinău cu sediul Ciocana. Tauber a fost pusă sub învinuire pentru faptul acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat și pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a formațiunii politice. Deputata a negat de fiecare dată acuzațiile și s-a declarat nevinovată. Eu vina nu-mi recunosc și vreau să vă spun că am luat cunoștință cu materiale falsifice, cu intermiere și tot ce este scris aici a fost copia cursului de citire autorului. Potrivit procurorilor, s-ar fi constatat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă din partea unei grupări criminale care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea protestelor. Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare din orașe precum Dubai, Viena ori Monaco.